Vremea va fi predominant frumoasă și deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii septembrie, călduroasă după amiaza, în special în regiunile sudice. Valorile termice în creștere față de ziua anterioară se vor situa în general cu 7-10 grade peste mediile multianuale. Temperaturile maxime se vor încadra între 24-25 de grade pe litoral și 33-34 de grade local în Câmpia Română. Cerul va fi variabil și senin, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona montană înaltă, rafale de 60-80 km/h cu precădere în Carpații Orientali și temporar cu viteze în general de 40-45 km/h pe alocuri în vest, nord-vest și în estul teritoriului. La noapte, valorile termice se vor menține mult mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă, astfel că minimele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade, mai scăzute în depresiuni spre 4-6 grade în cele ale Carpaților Orientali, dar și ușor mai ridicate dealurile de vest și pe litoral. Cerul va fi mai mult senin, dar în a doua parte a nopții, pe arii restrânse, se va forma ceață cu precădere în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. Mâine vremea se va menține deosebit de caldă pentru sfârșitul lunii septembrie, dar va deveni general instabilă în jumătatea de nord-vest a țării, mai ales începând din orele serii Maramureș, Crișana și Banata. Apoi și în vestul și nord-vestul Transilvaniei și zonele montane aferente vor fi norări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, local însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și pe alocuri de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Izolat vor fi posibile vijelii și căderi de grindină. În celelalte regiuni, cerul va fi variabil cu înorări și arii restrânse averse, deosebit la sfârșitul nopții, în Oltenia, restul Transilvaniei, dar posibil și în Moldova. Dimineața și noaptea, cu precădere în sud-est, va fi ceață. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 25 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între marea lor majoritate 10 și 18 grade. În capitală, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit în ultima decadă a lunii septembrie, călduroasă după amiaza, temperatura maximă cu 10 grade peste media climatologică a datei se va situa în jurul a 33 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă, mai ridicată decât în mod obișnuit, va fi de 14-16 grade. Pe litoral, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 25 de grade, iar cele minime vor fi de 18-19 grade. Dimineața și noaptea trecător va fi ceață. Temperatura apei mării va fi de 20-22 de grade.